Christoph Daum pregătește o formulă ofensivă contra Poloniei cu un singur mijlocaș defensiv și o linie de patru oameni de atac, Adipopa, Răzvan Marin, Stanciu și Kipciu, în spatele lui Florin Andone, preferatul lui Daum pentru postul de atacant. Placa turnantă a echipei va fi însă Ovidiu Hoban, unica santinelă din fața apărării. Daum nu se teme de prima întâlnire cu suporterii bucureșteni, despre care i s-a spus că își pierd repede răbdarea și trec în doar câteva minute de la încurajări la fluierături și huiduieli. Odată în plus, selecționerul german al României s-a arătat extrem de optimist și spune că, în timp, atitudinea suporterilor față de echipa națională se va schimba în bine. Deși au una dintre cele mai bune echipe din Europa la ora actuală, Polonia n-a mai bătut România de 27 de ani, de la un meci amical câștigat de Leș la Varșovia cu 2-1 în 1989, pe vremea lui Hagi și Lăcătuș.